Ministerul Sănătății continuă procesul de actualizare a listei de medicamente compensate și gratuite. La propunerea Ministerului Sănătății, executivul a aprobat hotărârea de guvern care modifică și completează hotărârea guvernului numărul 720/2008 pentru aprobarea listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații cu sau fără contribuție personală pe bază de prescripție medicală în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate. Pacienții cu afecțiuni oncologice, cei care suferă de hipertensiune pulmonară, sepsis sever, artrită ideopatică juvenilă, tuberculoză și hepatită vor avea la dispoziție 14 molecule și combinații de substanțe inovative pentru asigurarea tratamentului necesar. Astfel, prin actul normativ adoptat, se introduc noi molecule, precum tratamentul pacienților incluși în Programul Național de Oncologie, tratamentul asiguraților cuprinși în Programul Național de Diagnostic și Tratament pentru Boli Rare, afecțiunea hipertensiune pulmonară, tratamentul copiilor care suferă de artrită ideopatică juvenilă, Programul Național de Boli Transmisibile B. Acestea se adaugă celor 40 de molecule pentru tratarea epilepsiei, cancerului, bolilor endocrine, leucemiei, bolilor neurologice, degenerative, afecțiunilor cardiovasculare, diabetului zaharat, bolilor inflamatorii reumatice cronice, hepatitei cu virus B, HIV, SIDA, care au fost compensate în urma a două proceduri de actualizare a listei de medicamente compensate și gratuite.